Imaginați-vă că au început să sune sirenele. Fiecare copil începe să se întrebe ce se întâmplă, mami, tati, ce s-a întâmplat. Părinții au încercat să ascundă puțin realitatea războiului, dar Biblia zice, versetul 1, filistenii și-au strâns oștile ca să facă război și s-au adunat la Soco, cetatea lui Iuda, au tăbărât între Soco și Azeca la Efes Damim. Saul, împăratul și bărbații lui Israel, înțelegem că ostașii cei mai performanți în domeniu, s-au strâns și ei, au tăbărât în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Cu toții se așteptau să fie o luptă ca altă dată, dar de data aceasta lupta este mult mai dură. Pentru că Biblia zice, apare un om extrem de înalt, versetul 4, atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat, era din Gat și avea o înălțime de 6 coți și o palmă, 3,21 metri înălțime. Dacă ar fi intrat în clădirea aceasta, ar fi trebuit să se îndoaie în două, să intre pe ușă. Pe cap avea un coif de aramă și purta niște zale de solzi în greutate de 5.000 de sicli de aramă. Avea niște tureci de aramă peste fluierele picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. Coada suliței lui era ca un sul de țesut și fierul suliței cântărea 600 de sicli de fier. Avea un om care îi purta scutul, cel ce îi purta scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a oprit, niciun copil nu mai respira. Nici nu mai le venea să plângă celor mici. De ce? E o scenă care efectiv șochează întregul spațiu al lui Israel. Când începe el să vorbească, ieșind din șirul de bătaie, e plin de aroganță și zice, pentru ce ieșiți să vă așezați în șirul de bătaie? Nu sunt eu. De ce mai zice eu? Nu se înțelegea dacă nu zicea eu? Putea să zică foarte clar, nu sunt filistean. De ce zice eu? Pentru că e plin de sine. Nu sunt eu filistean? Și acum vrea să-i apese pe cei care sunt în poporul evreu și zice, nu sunteți voi slujitorii, voi nu sunteți soldați, voi sunteți sclavi, slujitorii lui Saul. Și ascultați ce zice bărbatul acesta. Alegeți un om care să se coboare împotriva mea. Păi când te vedem pe tine, ne temem că niciun înger nu face față la cât ești de mare. Și totuși bărbatul acesta zice, alegeți un om. Dacă va putea să se bată cu mine, zice el, și să mă omoare, noi vom fi robii voștri, dar nu zice vă vom sluji. Dar dacă îl voi birui și îl voi omorâ, de ce mai zice eu? Nu se înțelege că el? Că vorbește el. Deci cât de plin de sine e, voi veți fi robi nouă și ne veți sluji. Era aproape sigur că biruie. Filisteanul a zis, arunc astăzi o ocară asupra oștirii lui Israel. Dați-mi un om ca să mă lupt cu el. Mesajul pe care l-am se intitulează, se caută un om. Nu se caută un înger. Nu se caută un predicator. Nu se caută un cântăreț. La palatul lui Saul s-a zis, căutați-mi, găsiți-mi un om, versetul 17, 1 Samuel 16, care să cânte bine și aduceți-l la mine. Se caută un om. Biruința familiei tale depinde de găsirea unui om. În sala ta de clasă unde ești elev sau student la cursuri, se caută un om. Cum să fie omul acesta? Toți ne-am fi așteptat să fie pe măsura lui Goliat, măcar un pic aproape din înălțimea lui, măcar un pic la fel de experimentat, măcar la fel să-i fie CV-ul, măcar 90% procente. De ce? Pentru că va lupta față în față, piept la piept. Și culmea e că se găsește un om care e privit doar un copil. Regele îl prezinte, cum se spunea deja, tu nu poți să te duci, versetul 33, să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil. El e un om.
tu ești doar un copil, război din tinerețea lui e filistean, tu ești doar un copil, nu ești om. Dăm o singură pagină și ascultați ce zice filisteanul, cum se spunea, versetul 42, filisteanul s-a uitat și când a zărit, adică zice că abia te văd, ești așa de mic, abia te văd. Când l-a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât, ziceți cu voce tare, un copil. Și pentru că se uita în exclusivitate la ce se vede cu ochiul, păr bălai și fața frumoasă, săracul de el, măcar e frumos, să moară degeaba. Păcat de frumusețea lui, zicea Goliat în mintea lui, în ironiile lui. Nu era un copil, era un om. Nu se caută un om reprezentativ. Se caută un om care este reprezentant al lui Dumnezeu. Un om care își reprezintă pe Dumnezeu. Din perspectivă militară, David reprezenta poporul evreu. Deci a zis filisteanul așa, dați-mi un om ca să mă lupt cu el din partea oastei voastre, un om. Aș vrea ca omul acesta să reprezinte oastea ebraică. Dar de fapt nu asta i s-a dat. I s-a dat un om care îl reprezenta pe Dumnezeul acestei oștiri, pe Dumnezeul lui Israel. Cum se poate ca un copil la școală să-L reprezinte pe Dumnezeu? Cum se poate în moment dificil din viață, când o grămadă copiază, tu să zici, nu, eu nu copiez, de ce? Îl reprezint pe Dumnezeu. Când toți în jur, la curtea școlii, în extremitatea școlii afară, și când ies pe ușile școlilor, a porților, când ies afară, nu școli creștine, mă refer laice, trag din țigară. Nu uita, tu ești un om. Tu îl reprezinți pe Dumnezeu. O fetiță este expulzată din propria familie, luată ca o cârpă umană, dusă departe. Nici educație ebraică, nici familie, nici mama, nici tata, nici plâns, nici emoții. Ce parenting contemporan? Nimic. Luată pe sus cu forța, abuz fizic, verbal, tot ce vreți dumneavoastră. Și dintr-o dată, fata aceasta, când trebuia să-i zică stăpânei care vorbea despre bărbatul ei bolnav, ce bine că l-a ajuns mila lui Dumnezeu. A, știu eu că mi-a zis mama că îl prinde pe ăsta Dumnezeu și îl toacă mărunt și praful face, să moară lepros. Nici nu o să mă duc la mormântarea lui. Ascultați, zice 2 Împărați, capitolul 5. O fetiță a zis, suspina. Dacă ar fi omul acesta stăpânul meu în Samaria, există un proroc. A cui? A lui Dumnezeu, care l-ar tămădui de lepra lui. Aliluia lui Dumnezeu. Aliluia lui Dumnezeu. Pentru că o fată scoasă din rutina ei zilnică, o fată smulsă din tot ce însemna obișnuință naturală, o fată luată pe sus, care trebuia să fie timorată, influențată, înfricată, nemulțumită, răutăcioasă, agasantă. A zis, chiar dacă stăpânul meu nu m-a tratat bine, deasupra stăpânului meu eu sunt sigură că există un Dumnezeu. Există un Dumnezeu care controlează istoria. Există un Dumnezeu care controlează universul. Există un Dumnezeu care poate să facă o minune. Și cum ăsta rău al meu, stăpânul meu, poate să facă o minune supranaturală. Mai credem în minuni? Aliluia lui Dumnezeu, eu cred din toată inima și zic, Doamne, fă minuni în casele noastre. Lucrează cu fiecare copil la școală. Când este un copil care pleacă dintr-o familie de pocăiți, să fie reprezentantul lui Dumnezeu, să fie reprezentanta lui Dumnezeu, să strige o societate întreagă, cum de fata aceasta știe să se roage. Și când se roagă ea, se întâmplă minuni. Când se roagă băiatul acesta, se transformă lucrurile din vecinătatea, din anturajul lui sau a ei. Oh, a zis fata aceasta, știți că Naman sirianul a ajuns să fie vindecat de o boală incurabilă, lepră, pentru că o fetiță a fost om. L-a reprezentat pe Dumnezeul lui Israel cu cinste. În cele mai dure condiții ale vieții ei, când trecem prin momente dificile, avem tendința să căutăm vinovați și să zicem, unde-i Dumnezeu în ecuația asta? Să nu uiți, orice ți se întâmplă în viață, Dumnezeu este pe tron. Dumnezeu este pe tron. Dumnezeu este pe tron. Și atunci când poporul evreu se transformă în sclavi ai sirienilor, Dumnezeu a rămas pe tron.
și că nu mai putea să transmită un mesaj printr-un profet, când toți reprezentanții lui Dumnezeu major au intrat pe mut. Dumnezeu zice, eu nu-mi pierd mărturia în spațiul samaritean și nu-mi pierd mărturia nici printre sirieni. Trimit o fată și îi deschid gura și vorbesc prin fetița aceasta care e reprezentanta mea și strig din toată inima, trăiască Domnul! Trăiască Domnul, binecuvântat să fie numele Lui! E criză în preajma Mântuitorului și Evanghelia după Ioan, capitolul 6, prezintă maniera în care Filip, evanghelistul, își freacă mâinile și zice, avem doar 200 de lei la noi, dacă facem o colectă, n-avem cum să strângem banii necesari, să împărțim și să cumpărăm pâini, câte puțin să mănânce fiecare dintre cei aproape 5.000 de bărbați, dacă le numărăm soțiile, prunci, undeva la 10.000 cel puțin, până în 20.000 de oameni, depinde câți copii avea fiecare familie. Andrei n-are nicio soluție, Filip n-are nicio soluție. Petru, Simon n-are nicio soluție. Și Andrei vorbește cu Filip, vorbesc cu Petru și zic, Iisuse, avem o aparentă soluție. Ioan 6:9 este aici un băiețel. Doamne, eu știu că Tu lucrezi cu oamenii mari. Eu știu că Tu învârți galaxiile. Eu știu că dacă Tu rostești numele unei stele și nu există, apare în ființă și zice, să trăiți, stăpâne, ce vreți să fac? Eu știu că Tu faci din flăcări de foc slujitori și trimiți cu adresa exactă, nu greșesc coordonatele GPS și se duc exact și salvează un om dintr-un accident posibil, îi mută mașina dacă trebuie pe sens, să fie normal și să nu aibă nicio problemă. Dar, Doamne, n-am știut că ești atât de mare și te cobori atât de jos cu ghilimele de rigoare, încât ai nevoie de un băiețel. Este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești. Și logica ucenicului începe să funcționeze și zice, dar, de n-ar fi zis darul ăsta, știți? O grămadă avem un astfel de dar. Dar, ce sunt acestea, la? Atâția. Și tot ce zicea era corect. Vă întreb, au fost săturate mulțimile, zeci de mii sau mii cel puțin de oameni, din pâinile acestui băiețel? S-au săturat cu toții? Da sau nu? S-au săturat și zice Biblia, au fost strinse 12 coșuri de frimiturile care au rămas, pentru că Dumnezeu nu lasă nimic să se piardă. Știți de ce? Se caută un om care poate fi doar un copilaș. Doar o fetiță. Securitatea vieții Sfântului Apostol Pavel, înainte să scrie prima epistolă, când trebuie să fie mutat la Cezarea, stă în activitatea unui tinerel. 40 de oameni, îmi spune Biblia, s-au legat cu legământ și au zis, nu vom mânca, nu vom bea nimic, nu vom posti, de fapt era un post satanic, nu era cu nici măcar un argument biblic. Ascultați ce zice Biblia, fapte 23:12, la ziua iudei au înălțit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vor bea, până nu vor omorâ pe Pavel. Cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mulți de 40 de oameni, majori. Doamne, pe cine pui în mișcare să se lupte cu 40 de oameni majori, vlăjgani, puternici, proeminenți? Ei s-au dus la marii preoți, la preoții cei mai de seamă și la bătrâni și le-au zis, noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom omorâ pe Pavel. Acum dar, voi împreună cu soborul dați de știre capitanului și rugați-l să-l aducă mâine jos înaintea voastră, ca și cum ați avea să-l cercetați. Pricina mai cu deamănuntul și până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm. Pui niște îngeri, Doamne, în jurul lui Pavel. E omul tău. Trimici niște bodyguards înarmați până în dinți să vină deliberat să lupte. Nu, Dumnezeu zice, caut un om. Și singurul pe care îl găsesc e un tinerel. Fiul surorii lui Pavel, de versetul 16, a auzit de această cursă, s-a dus în cetățuie și a spus lui Pavel. Pavel a chemat pe unul din sutași și a zis, după tinerelul acesta la capitan, că are să-i spună ceva, Pavele, de ce nu vorbești cu soldatul? Că soldatul ăsta nu-i mai de încredere decât băiatul ăsta. Nu poți să-i dau acest secret. Am mai multă încredere într-un băiat, într-un tinerel, decât într-un soldat înarmat până în dinți.
Sutașul a luat pe tânăr cu el, l-a dus la capitan și a zis: Pavel, cel întemnițat, m-a chemat și m-a rugat să aduc la tine pe acest tinerel care are să spună ceva. Capitanul l-a apucat de mână și ascultați cum vorbește tinerelul, versetul 20. Iudeii s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe Pavel înaintea soborului ca și cum ai avea să-l cercetezi mai cu deamănuntul. Tu, hopa, hopa, stați un pic. Cu cine vorbești, băiete? Cu omul care are arme? Cu capitanul, cu comandantul oștirii? Din lista de respect îi spui tu nu, pentru că trebuie să-i spun repede. Am o poruncă de la Dumnezeu și să-i spun clar, tu să nu-i asculți. Pentru că mai mulți de 40 dintre ei îl pândesc și s-au legat cu blestem să nu mănânce și să nu bea nimic până nu-l vor omorâ. Acum stau gata și n-așteaptă decât făgăduiala ta. Versetul 22 spune mai departe: minunea minunilor, capitanul a lăsat pe tineret să plece. A luat act de ce a zis el Adridream și a poruncit să nu spună nimănui ce a descoperit aceste lucruri. Și ascultați ce face capitanul. Versetul 23, în urmă a chemat pe doi soldați și le-a zis la ceasul al treilea din noapte, când toți dorm și nimeni n-are de gând să mai vegheze, pentru că sunt extrem de obosiți, să aveți gata 200 de ostași, 70 de călăreți și 200 de sulițari ca să meargă până la Cezarea. Pe cine transportăm? Pe un pușcăriaș. 470 de oameni s-au pus în mișcare pentru că un tinerel era reprezentantul lui Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată ce minuni are Dumnezeu în plan să facă cu tine ca băiat, cu tine ca fată? Pe cine vrea să salveze Dumnezeu de la moarte? Prin modul în care tu reacționezi. Davide, ce faci? Cum reacționezi tu? Eu sunt reprezentantul lui Dumnezeu care n-am o acreditare vizibilă. Am venit neanunțat. Goliat a zis: alegeți un om, nici un om din spațiul ebraic nu se lasă ales. Și Dumnezeu zice: n-alegeți voi, nicio problemă, aleg eu. Că întotdeauna Dumnezeu alege. Lăudați să fie numele Lui. Lăudați să fie numele Lui. Și Dumnezeu mișcă istoria, îi pune în gând la băiat, la tatăl, la Isai Betleemitul și zice: ai emoții, că de 40 de zile, cum se spunea, nu ți-ai mai văzut fiii, du-le măcar ceva de mâncare, în semn că ți-i dor de ei și că te interesează de viața lor, de destinul lor. Și băiatul acesta, cu mult respect, cum se spunea, zice: tati, dacă tu mi-ai zis, nu contează că mă risc, nu contează că pot să fiu atacat de animale sălbatice, mă duc, tati, tu mi-ai spus, respect tot. Întâmpin agresivitate. Că cea mai dură piedică nu-i dura din afara, nu-i piedica din afara bisericii, e piedica dinăuntru. Când oamenii nu înțeleg chemarea pe care o are Dumnezeu pentru viața ta și te ironizează, te bajocoresc, nu-i băga în seamă. Rămâi reprezentantul lui Dumnezeu, fii omul lui Dumnezeu. Că oamenii astăzi zic și peste trei zile au încheiat poveștile, că n-au timp, că nu-s chiar așa de interesați de viața ta. Tu rămâi de partea lui Dumnezeu, indiferent de bariere, rămâi cu Dumnezeu și cu oamenii lui Dumnezeu. Amin. Ajută-ne, Doamne. Ascultați ce zice cuvântul Domnului. Băiatul acesta a zis: avem o mare problemă. Dumnezeul oștirii lui Israel este bajocorit. Dumnezeul meu este călcat în picioare. Și pentru că Dumnezeul meu e călcat în picioare, Dumnezeu mă cheamă, a zis David, să fiu reprezentantul lui într-o luptă incorrectă, neloială, nedreaptă. Când el e înalt, eu sunt mic. Când el e impunător, eu n-am ce să prezint ca CV-ul. Când el e atacator, eu stăcut. Când el e experimentat și luptă din tinerețea lui și are o vârstă înaintată și eu n-am luptat niciodată, n-am pus mâna pe nicio armă, nici măcar nu-mi stau hainele de războinic pe mine bine. Dar nicio problemă, există ceva care face diferența, zice băiatul ăsta. Eu am o relație personală cu Dumnezeu. Dumnezeul meu, când eram atacat și când turma tatălui meu era atacată și când o oaie lipsea din turmă, Dumnezeu era cu mine. Vă întreb în această seară, cine a accelerat picioarele lui David când alerga să prindă un leu? Știți cine? Duhul lui Dumnezeu. Este singurul care îi dădea capacitate să prindă un leu.
Cine îi dădea curajul acela extraordinar după ce îl prinde, să-l prindă falca și să-i smulgă oaia din gură, fără frica faptului că s-ar putea dinții leului să-i distrugă pentru totdeauna palma măcar. Nu mâna, podul palmei măcar să nu fie, să rămână fără palmă. Putea să-l înhațe. Cine îi dădea capacitatea în momentul în care leul îi se împotrivea să pună mâna stângă în partea de jos, în falca de jos, și mâna dreaptă în cealaltă falcă și se rupă gura leului. Cine l-a smuls și l-a scăpat cu viață de sub ghearele ursului? Cine? E Dumnezeul cel atotputernic. E Dumnezeul cel mare. E Dumnezeul cel sfânt, e Dumnezeul care răspunde la rugăciuni, e Dumnezeul pe care atunci când îl chemăm acasă, când mergem cu autobuzul pe jos, cu bicicleta sau în avion, e Dumnezeul care ne răspunde. Aliluia Dumnezeului nostru! Aliluia Dumnezeului nostru! Le povesteam la clasa a doua, la una dintre ele de la Prodeo, și ca să le explic ce înseamnă ungerea cu un de lemn, aveam cu mine sticluța cu un de lemn și le-am ridicat-o și am zis așa, să știți că atunci când se face rugăciune cu ungere cu un de lemn și e cineva bolnav, când Dumnezeu are în plan să învidice acea persoană, este unsă pe frunte și în numele Domnului există vindecare. Și am plecat pentru că aveam în spatele clasei o băncuță și am zis, uitați-vă, a existat o familie în România formată dintr-o mamă, dintr-un tată și 7 copii. Și mama avea o boală incurabilă. Și medicii nu mai aveau nicio șansă. Și toate rețetele medicale au pălit și medicii au zis, nu mai există nicio soluție. Și cei 7 copii s-au pus în jurul patului mamei lor și le-am explicat, era ca și cum ar fi fost în jurul acestei băncuțe a voastre din sală. Și fiecare copilaș în genunchi a zis, Dumnezeule, eu cred că mama noastră poate să fie vindecată. Știți că în urma rugăciunii lor, mama s-a ridicat în picioare și a fost vindecată perfect? Aliluia lui Dumnezeu! Aliluia lui Dumnezeu! Le-am spus că n-a ajuns pastorul din cauza condițiilor obiective, când nu s-a apucat sticluța cu un de lemn să fie pusă pe fruntea mamei. Copiii s-au rugat cu credință și Dumnezeu a adus vindecare. Trăim într-o biserică pentecostală care crede în minuni. Cine crede în minuni, vă rog? Aliluia lui Dumnezeu! Credem că Dumnezeul nostru face și astăzi minuni. Avem un Dumnezeu suveran care spăzește, dragule tată și dragă mamă, copiii tăi, când merg la școală, se întorc cu bine acasă. Casa ta va fi sub protecția mielului, sângele lui Iisus Hristos are putere să te protejeze. În seara asta o să ne rugăm cu credință și avem siguranța că Dumnezeul nostru vindecă. Aliluia Domnului Iisus Hristos! Avem siguranța și avem relație cu Dumnezeu și siguranța că Dumnezeul nostru eliberează de sub puterea demonilor. Cine crede asta să zic amin! Aliluia Domnului Iisus Hristos! Avem siguranța că Dumnezeul nostru calcă pe ape. Dumnezeul nostru face minuni. Când nu mai există nicio soluție, nici o rezoluție. Când Goliatul e dita mai mare și amenințător, Dumnezeu aduce un copil să facă ironie pentru întreaga lume. Și Dumnezeu zice, eu lucrez cu băiatul acesta pentru că vreau să facă o minune. Aliluia lui Dumnezeu! Se caută un om care e reprezentantul lui Dumnezeu. Se caută un om care are relație cu Dumnezeu și în ultimul rând, se caută un om care recunoaște pe Dumnezeu. În cartea Proverbe, omul lui Dumnezeu spunea foarte clar, încrede-te în Domnul, Proverbe 3:5, încrede-te în Domnul din toată inima ta. Nici o fărâmă din inima ta n-are voie să fie dată fricii celui rău, împrejurărilor, atacurilor, încrede-te în Domnul din toată inima ta. Și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Versetul 6 zice, recunoaște-L în toate căile tale. Și El îți va netezi cărările. Aliluia lui Dumnezeu! Cum răspunzi, David, când Goliat este un ironic până mădăva oazelor și te privește ca un copilaș și apoi zice că ești un om care îl tratezi ca un câine? Ce sunt câine, de vii la mine cu toiege? Cum reacționezi când te blestemă? Îl blestem și tu? David zice, n-am nicio frică pentru blestemele tale, pentru că tu m-ai blestemat pe Dumnezeii tăi care nici măcar nu există. Optica mea este următoarea. Eu în fața ta o să-L recunosc pe Dumnezeul meu ca suveran. Și David zice în versetul 45, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăs. Eu n-am nimic, zice David, uitați-vă la mine, cu pieptul gol. Nu mi s-au potrivit armele lui Saul, a regelui, așa că nu m-am luptat și nu mi-am acaparat lucruri care nu mi se potrivesc. Nu imit pe nimeni, zice David. Sunt cum sunt și atât. Dar eu vin împotriva ta în numele Dumnezeului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor lui Israel pe care tu ai ocărât-o.
Ascultați ce zice David, dacă voi birui și nu dacă, sunt sigur că voi birui și vreau să spun ceva foarte clar, astăzi, nu mâine, astăzi, versetul 46, Domnul nu praștea mea, Domnul nu pietrele mele cele cinci nete de luate din râu, Domnul nu abilitățile mele și experiența mea când loveam cu praștia în timp ce eram cioban, Domnul, astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi dobori în numele Domnului și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurilor taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Betania are un Dumnezeu. Biserica Pentecostală din România are un Dumnezeu. Familia ta are un Dumnezeu. Casa ta are un Dumnezeu. Un fiecare membru din casa ta are un Dumnezeu personal. Cine are pe Dumnezeu ca Dumnezeu personal să strige amin. Aliluia lui Dumnezeu. Are un Dumnezeu și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul acesta nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului, uitați-vă cum îl recunoaște. Și El vă dă în mâinile noastre. Îndată filisteanul a pornit. David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului. Întrebare, cine a direcționat piatra exact în fruntea și pe milimetru pătrat unde nu exista nici o protecție? Cine? Dumnezeul cel atotputernic. Lăudat să fie numele Lui. Orice moment greu ar veni în viețile noastre, să nu uităm cine e Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru coordonează miliarde și miliarde de stele. Dumnezeul nostru se coboară lângă noi când nu mai avem nicio soluție. Dumnezeu e pe tron. Dumnezeu controlează istoria. Dumnezeu dă biruința. Dar nu uitați, Dumnezeul acesta caută un om. Să fim noi omul acela.